și domnilor, bun găsit la ediția emisiunii din această seară. Statul de drept, invitatul nostru este domnul Nicolae Muja, vicepreședintele Consiliului Județean Gorj. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Bună seara și telespectatorilor dumneavoastră și vă mulțumesc pentru invitație. Eu vă mulțumesc pentru prezență. Am dorit să discutăm în prima parte a emisiunii despre problemele din județul nostru, fiind vicepreședintele Consiliului Județean Gorj. Cu siguranță este foarte multă treabă în această perioadă și am vrea să aflăm de la dumneavoastră care sunt proiectele pentru perioada următoare. Infrastructură, drumuri, cai, ce este cea mai mare problemă? Și sănătatea e o problemă, pentru că și educația este o problemă. Aș vrea să începem un pic să discutăm cam ce s-a realizat în ultima perioadă și după aceea să discutăm și ce ne-am propus pentru 2017. Unul din obiectivele care le-am avut atunci când am început mandatul, dacă vă aduceți aminte, a fost discuția vis-a-vis de parcul industrial de la Sadu. Da. Acolo am avut o problemă majoră pentru că aveam mari infiltrații de apă în halele în care își desfășurau activitatea cele 8 societăți plus sediul administrativ al parcului. Știți că am fost acolo, am văzut despre ce este vorba și am reușit undeva în octombrie, dacă mi-aduc bine aminte, să găsim resurse pentru a executa această lucrare și ca să nu mai avem probleme. Lucrarea s-a efectuat, iar chiar astăzi am discutat cu domnul director Pasti și l-am întrebat dacă sunt ceva probleme. Mi-a zis că nu. Oamenii de acolo au fost mulțumiți pentru că, așa cum le-am promis atunci când am fost, au văzut că am realizat această lucrare. Tot la parcul industrial de la Sadu mai avem o lucrare, sper să reușim în cursul acestui an să o rezolvăm, pentru că la sfârșitul anului, chiar aproape în pragul sărbătorilor, am avut o problemă cu curentul. S-a împușcat un cablu și o perioadă de aproape o săptămână nu s-a putut desfășura activitatea acolo. Alimentarea cu energie electrică la parc se face de la uzina Sadu și, așa cum am văzut atunci, sunt câteva impedimente. Și ne-am propus ca pentru viitor să rezolvăm această alimentare, să găsim soluția cea mai bună și cu costurile cele mai mici pentru a preîntâmpina astfel de situații care au fost. Am avut în cursul lunii ianuarie o întâlnire cu primarii din județ și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia pentru Programul Operațional Regional 2014-2020. S-au deschis acele programe pentru creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru vârstnici, eficiența energetică pentru clădirile publice și am mai discutat și investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți. Mi-aduc aminte că au participat un număr de 66 de primari. A fost o întâlnire destul de benefică și ne gândim și în continuare să facem astfel de investiri, astfel de întâlniri pentru a putea discuta și cu primarii, a prezenta astfel de programe și a veni în sprijinul lor cu tot felul de informații și la solicitarea dumnealor chiar cu anumită consultanță. Dacă discutăm pe sănătate, la Spitalul 700 s-au făcut saloanele pentru ambulatoriu.
Astăzi am fost la spital și am vrut să văd, pentru că nu este prima dată, mie îmi place să mă duc să văd de exact cum stau lucrurile, pentru că așa consider eu că este bine și mai ales că întotdeauna când vrei să dezvolți ceva sau ai avut o lucrare, este bine și să și verifici, să vezi cum s-a făcut. Am văzut sediul administrativ, am discutat cu managerii de la spital. Lucrarea este o lucrare bine făcută. Am discutat cu ei, cred că în jur de 15 februarie ziceau că vor să facă să termine de recepția, să-i dea drumul să aibă și mobilier și să mute tot personalul administrativ acolo. Am mai văzut astăzi acele saloane de urgențe la pediatrie. Am văzut rezervele care s-au făcut la nivelul fiecarei secții, câte două rezerve pe fiecare secție, pe fiecare palier. Sunt lucrări încă în desfășurare. Am văzut de asemenea și reabilitarea băilor și toaletelor la capătul de culoar pe fiecare secție. Și vreau să spun că chiar este o lucrare bună și chiar și managerii spuneau că au cei care au lucrat acolo și își doresc să termine mai repede și să putem să poată să intre în folosință. De asemenea, zilele trecute am fost și la spitalul de urgență, unde vrem să facem la fel o reabilitare pe secția de ortopedie. Pentru că, după părerea mea, în sănătate trebuie să investești ca să poți să ai servicii de calitate pentru toți cetățenii. Și mi se pare un lucru benefic și am discutat împreună cu președintele Consiliului Județean Cosmin Popescu și cu colegul meu, vicepreședintele Ciprian Florescu, și ne axăm și vrem să dezvoltăm acest segment din sănătate, nu numai sănătate. Am discutat și de infrastructură și acum vreau să trec un pic pe partea de infrastructură, unde în cursul anului 2016 au fost lucrări finalizate pe investiții și anume am avut consolidarea de terasament pe DJ 675C pe două porțiuni în comuna Roșia de Amaradia cu finanțare de la bugetul propriu. Am mai avut reabilitare sistemul rutier pe DJ 674C în localitatea Călnic, Șomănești și până în drumul național 66, care de asemenea a fost finalizat din bugetul propriu. Acum pe reparații și investiții, tot anul trecut am avut finalizate îmbrăcăminte asfaltică ușoară pe DJ674A în comuna Dănești. Am avut de asemenea finalizat plombări pe DJ671 la Padeș, pe DJ671 la Văgiulești-Bolboș, pe DJ662 la capul dealului Vladimir, la DJ605B la Stejari, la DJ675 la Turceni,
DG665A la Bălănești, pe DG672E și DG672C la Runcu, pe DG661 la Săcelu, la Roșia de Amaradia, pe DG663, 663AU, 674AU la Dănești-Budieni. Deci au fost plombate pregătite pentru sezonul rece, pentru iarna. Au fost pregătite pentru sezonul rece, a fost asigurată siguranța rutieră. Pot să spun că am avut și un pic de șansă în iarna asta, că n-am avut multă zăpadă și ați văzut că n-am avut drumuri blocate. Bun, pe anumite zone s-a circulat în regim de iarnă, dar nu n-am avut probleme. Pentru viitor, pe partea de infrastructură, pe 2017 avem serviciile de proiectare și anume modernizarea drumului județean 675B, care cuprinde localitățile Câmpu Mare, Albeni, Călugăreasa, Prigoria, până la Alimpești. Este făcut proiectul tehnic și noi sperăm să obținem și finanțarea pentru că s-a deschis axa și atât pe acest drum cât și pe drumul 675C, unde facem la fel modernizare. Doamne, ajută să face drumul acela, Albeni-Prigoria, pentru că era un adevărat dezastru. De fapt, este un adevărat dezastru. A mai fost plombat, dar la un moment dat se mergea din groapă în groapă. Așa e, s-a mai intervenit acolo, dar acum, odată cu acest proiect de modernizare, noi sperăm să obținem fondurile și el să fie modernizat în totalitate. Că de altfel și 675C-ul, care pleacă din Târgul Ogrești, Bustuchini, Poiana Seciuri, Roșia de Amaradia și iasă la Ciupercenii de Olteți. Mai sunt, domnule vicepreședinte, două drumuri județene, praf, ca să spun așa, cel care trece prin Padeș și prin Lălești. Așa există este. El, cel de la Padeș, v-am zis, a fost plombat la sfârșitul anului trecut, s-a mai intervenit pe el ca să nu mai fie chiar atât de rău, dar este în proiect și o să discutăm. Mai avem reabilitare drumul județean și chiar de asta vreau să vorbesc, de Padeș 671, care traversează localitățile, de la Apa Neagră, Padeș, Călugăreni, Cloșani, Valea Mare. La fel, proiect tehnic. Mai este și drumul județean 672EU, Cornești, Câmpofene, Arcani, Tolojani și Runcu. Reabilitarea drumului județean 672 din comuna Runcu, reabilitare drum județean 664 comuna Stănești, reabilitare drum județean 665 pe anumite porțiuni de kilometri, la fel și pe celelalte, comuna Bălănești. Avem acum iarăși o consolidare de terasamente pe o porțiune de 100 de metri în comuna Licurici și la fel consolidare de terasament în comuna Bustuchini. De asemenea, ne ocupăm de întocmirea documentației tehnico-cadastrale pentru drumuri, aproximativ vreo 260 de kilometri. Și întocmirea documentației cadastrale pentru imobile.
Putem să mai discutăm de lucrările în continuare care le avem, acea reabilitare sistem rutier pe DJ 671, limita județului la Mehedinți, Văgiulești, Șamarinești, Moțul, Lupoaia, Cătune, Glogova și Cămuiești, unde mai sunt niște lucrări de efectuat. La reabilitarea drumului județean 673, care traversează localitățile Slivilești, Bolboși, Borescu, Turceni și Broșteni, care sunt prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Mai avem ceva de discutat de consolidarea terasamentului pe DJ 675C în satul Corșoru la Alimpești. Mai e un rest de executat acolo. Acum ne-am gândit să facem propuneri spre finanțare pentru Programul Național de Dezvoltare Locală. Și aici revin cu reabilitarea drumului 671 care traversează Apa Neagră, Pade și Călugăreni până la Valea Mare și reabilitarea drum județean 672E ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani până la Runcu. Pe program operațional regional 2014-2020 avem cele două drumuri care v-am zis, cel de la 675BU, Câmpul Mare și trece prin Albeni, Călugăreasa până la Alimpești și la fel cel de la Târgul Ogrești, Poiana, Roșia de Amaradea, Bechieni, Alimpești până la Ciupercenii de Olteț. Acum, și în funcție de buget și de fondurile care vor veni, ne-am propus să reabilităm drumul județean 672C-ul pe o anumită porțiune în comuna Runcu, reabilitarea drumului județean la fel pe o porțiune în comuna Stănești, acea reabilitare de la Bălănești, tot așa pe porțiuni, cel de la Licurici și terasamentele de la Licurici și de la Bustuchin. Ca și reparații, îmbrăcăminte asfaltică pe DJ 665C pe o anumită porțiune, kilometru 23 plus 630, Târgu Cărbunești, la Târgu Cărbunești. În mare cam... Da, iată câteva vești foarte bune în ceea ce privește infrastructura la nivelul județului Gorj. Multe drumuri care și vor fi reabilitate. E clar că în momentul în care vom avea bugetul, vom lua în discuții și alte drumuri care o să le propunem pentru reabilitare sau modernizare. Ne spuneați la prima emisiune la care ați fost invitat la Accent TV despre faptul că vor veni investitori în municipiul Târgu Jiu, județul Gorj. Au venit? S-au ținut primele interviuri? Așa este. Ați văzut că a venit și sunt într-o fază destul de avansată, cei cu firma de cablaj. Au făcut și primele interviuri. Din ce am înțeles, cei care au trecut de primul interviu deja vor merge la Severin pentru a se specializa pentru operațiunile care le au de făcut la fabrica de cablaj din Târgu Jiu. Din ce am înțeles, în primă fază vor să ajungă undeva la 500 de locuri de muncă. Bineînțeles, interviurile se țin în etape. Lucrurile astea țin de politica firmei și eu sunt convins că își vor respecta și termenul, avansa un termen undeva în aprilie sau poate spre mai în care să înceapă și activitatea.
În prima fază 500 de locuri de muncă, dar există posibilitatea... În prima fază 500 de locuri de muncă, dar a fost discuția că se vor dezvolta. Vor avea în continuare o dezvoltare pe activitate. Eu cred că la Gorj vor mai veni investitori. Știți, e... Din ce am văzut eu așa, e greu până vin primi. Da. Pentru că în momentul în care au venit primii, au văzut că aici au găsit deschidere pentru a-și desfășura activitatea în condiții bune. Au găsit forță de muncă, cu siguranță vor veni. Având în vedere și faptul că până la urmă se discută de acel proiect de dezvoltare cu drum expres de la Craiova până la defileu, până la Petroșani. Faptul că am văzut și ați văzut și dumneavoastră, aeroportul de la Craiova s-a investit destul de mult în el și a început să se dezvolte și în ultima perioadă s-au deschis noi linii. Faptul că autostrada de la Deva, care este undeva la, cât sunt, 150 de kilometri, cred, cam așa, până la Deva, 110 până la aeroport, ne dă speranțe că și la nivelul județului Gorj vor veni investitori, pentru că au această legătură de circulație mult, mult mai ușoară. Pentru că aveam o problemă aici în zonă, toată lumea se plângea că nu aveam infrastructură, drumurile, timp mult pierdut, și dar cu siguranță eu cred că la nivelul județului Gorj se vor veni mai mulți investitori și să știți că preocuparea mea în continuare este pentru a dezvolta nu numai parcul industrial de la Târgu Jiu, de la Sadu, cât și a găsi noi investitori pentru a veni în zonă. Am înțeles că și alți investitori sunt interesați de municipiul Târgu Jiu, tot de zona unde este... Este adevărat, dar știți cum e, eu prefer să discutăm în momentul în care avem lucruri mai concrete și cred că până la urmă este și dorința acestor firme de a purta discuția când lucrurile sunt mai concrete. Și cred că așa este și bine. O să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim cu partea a doua a emisiunii Statul de Drept. Cu furaje și cereale de la Robleo, diminețile încep altfel pentru păsările și animalele dumneavoastră. SC Robleo, prin locațiile din strada 14 Octombrie, lângă Rombat și din calea Severinului numărul 26, zona Bucur, comercializează la cele mai bune prețuri furaje și concentrate de calitate marca Evialis pentru pui, curcă, prepeliță, iepuri, viței și porci. De asemenea, vindem hrană pentru pisici și căței, cereale, șrot de soia, tărâțe și făină albă. Pentru sezonul de toamnă, comercializăm azotat, semințe de grâu, triticale și orz import Germania marca Saten Union. Informații la numărul de telefon 0769633205. Ceea ce vă oferim noi este... Avem cea mai bună ofertă pentru... Nu știți ce pierdeți dacă... Stop! Noi știm că vrei fapte, nu povești. De aceea te așteptăm la Max. La noi, ecuația e simplă. Materiale de construcții cu adevărat calitative. Portofoliu de produse extrem de diversificat, adică totul de la fundație și până la acoperiș, inclusiv cele mai moderne finisaje. Despre prețuri vă spunem doar atât. Nu avem concurență. Ne vizitezi și te convingi. Max, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 214 sau pe strada Narciselor, numărul 35. Max, pentru casa ta. Pentru cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEAS spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macara de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseriașii știu de ce.
șoferi isteți își montează instalație GPL la Vumar Prod SRL. Vumar Prod SRL. Dispunem de servici automontaj, întreținere și reparații instalații GPL. Ne găsiți în fiecare zi de luni până vineri, de la ora 9 până la ora 16. Puteți să ne contactați și la numărul de telefon 0253-214-554. Vumar Prod SRL stă la dispoziția dumneavoastră cu două stații GPL în Târgu Jiu, pe strada Luncilor numărul 85 și pe calea București numărul 64, 24 de ore din 24 și 7 zile din 7. Vumar Prod SRL. De 14 ani suntem împreună și continuăm tot împreună. Vumar Prod SRL. Grijă pentru mașina ta. A apărut. A apărut. Este acum pe piață. Trebuie să-l ai și tu. Cel mai nou MP3. 110 piese. Nume mari ale folclorului românesc. Am ocolit lumea toată și oriunde am căutat. Emil Badea și prietenii, pe compilația Tu ești floarea mea aleasă. Îl asculți și nu te mai saturi. Spun cu drag la oricine că ești floarea mea aleasă. Tu ești floarea mea aleasă. Un CD marca Amy Evans Music. Cei mai frumoși ani ai tăi i-ai dat să fie ai mei. Caută acest CD în toate magazinele de specialitate. Revenim partea a doua a emisiunii Statul de Drept. Invitatul nostru este domnul Nicolae Mușa, vicepreședintele Consiliului Județean Gorj. Am discutat în prima parte a emisiunii despre ceea ce se întâmplă în județul nostru, ceea ce s-a întâmplat în 2016 și care sunt planurile pentru 2017. Și o să continuăm să discutăm despre județul Gorj. Mai avem câteva subiecte din municipiul Târgu Jiu și nu numai. Mai avem câteva subiecte. Vreau să discutăm un pic și de obiectivele de investiții pe reparații curente. Și aici mai avem câteva obiective. Avem extindere pentru mansardare și înlocuire tâmplărie de lemn la Biblioteca Județeană. Avem reabilitare șarpantă și învelitoare de clădire la punctul de recrutare și incorporare la Centrul Militar Județean. Avem extinderea și dotarea centrului școlar pentru educație inclusivă Târgu Jiu, sistemul de avertizare pat bolnav la Spitalul Județean Târgu Jiu. Avem sistemul de detectare și semnalizare și avertizare incendiu la Centrul Militar Județean. Acea extindere și modernizare la secția de ortopedie de la Spitalul de Urgență și la Spitalul Tudor Vladimescu din Dobrița, accesor pentru persoane. Ascensor. Da. Doar câteva dintre... Doar câteva din am vrut să mai menționez.
Și v-am zis, în funcție și de, de buget vom discuta și vom veni și cu, cu alte propuneri. Am înțeles. Complexul energetic Oltenia. Complexul energetic Oltenia. Într-adevăr, ați văzut că au trecut și toți am trecut printr-o perioadă un pic... un pic mai grea. S-a discutat despre rezervele de, de cărbune. E o situație la complex. Părerea mea personală este că acolo la complex trebuie să avem o conducere stabilă, o conducere că care să poată să ia decizii și cred că... O conducere stabilă credeți că ar schimba lucrurile pe viitor? Da. Părerea mea este că atâta timp cât ai o conducere stabilă și asumă și au și un program de, pentru, pentru viitor. Un subiect intens mediatizat a fost și legat de întreprinderea Drumuri și Poduri ITP. Care este situația? Se poate redresa? Ce soluții există? După cum știți, în momentul de față este într-o procedură de derulare, de disponibilizare de persoane. E adevărat că atunci când s-a pierdut acel contract de întreținere și reparații care cred că asigura o mare parte din veniturile IDP-ului, s-a ajuns în situația asta. Cred că oricine, în momentul în care nu mai are anumite venituri, nu are o perspectivă pentru viitor, trece la, la o restructurare. Acolo este o AGA, un consiliu de administrație, au discutat și au făcut o, o analiză și au luat, au luat această decizie. Sub rezerva că în momentul în care câștigă licitații, au de lucru, o parte din angajații de la IDP să fie reactivați, reîncadrați. Pentru că în momentul de față ei au fost organizați pe o anumită structură. Da. Iar acum, dacă partea cu contractul nu mai este, normal că trebuia să-și facă o altă formă de, de organizare. Am înțeles. Haideți să discutăm puțin și de problemele de la nivel național. Nu pot să nu vă întreb de protestele care au fost în ultima perioadă. Cum le vedeți dumneavoastră? Sunteți și membru al de Gorj, nu doar vicepreședintele Consiliului Județean Gorj. Așa este, da. Și protestele s-au înmulțit de la o seară la alta. Aseară cel puțin am văzut 600.000 de oameni la nivel național. Este adevărat. În 89 am câștigat acest drept de liberă exprimare și eu cred că aceste proteste, aceste manifestări trebuie să desfășoare într-un mod normal, fără a avea violențe. Omul trebuie să exprime liber ce gândește. Văzut că în primele serii am avut acea problemă cu acele acțiuni care nu și aveau rostul. Încă o dată spun, dreptul de a se exprima este un drept liber și mi se pare normal, este un drept câștigat la Revoluție. Eu cred că într-un stat de drept trebuie să respectăm statul de drept. Bun, acum aceste manifestații
s-au purtat vis-a-vis de această ordonanță 13, care, după cum știm, aseară a fost abrogată. Da, a trebuit să se iese în stradă ca să se întâmple treaba aceasta. Da, este adevărat. Bun, acum eu cred că toată lumea trebuie să înțeleagă că în 11 decembrie, prin acel vot, alianța PSD-ALDE este legitimă. Da, dar oamenii au fost supărați inițial pentru faptul că ordonanța a fost dată noaptea, publicată imediat în Monitor Oficial, adică oamenii n-au înțeles de ce această rapiditate cu care s-au întâmplat lucrurile, adică chiar era o prioritate treaba aceasta cu modificările din ordonanță? Aici, ce să vă spun, guvernul a luat decizia, nu pot să comentez eu deciziile guvernului și nu cred că e normal. Bun, că pot să-mi spun un punct de vedere personal, este altă treabă. Poate că dacă erau consultări, dacă o consultare, o mediatizare, un dialog poate purtat și o prezentare purtată mai amănunțit și discutat și explicat la oameni despre ce este vorba, poate că nu se ajunge aici. Pentru că, dacă ne aducem bine aminte, și guvernul tehnocrat anul trecut a pus în practică ce a decis Curtea Constituțională. Și cred că undeva aproape vreo 80 de articole, dacă mi-aduc eu bine aminte, și atunci da, nu s-a atunci mai discutat. Dar a fost mai multă transparență, nu vă supărați pe mine, dar din partea este guvernului de acord, tehnocrat. De acord cu dumneavoastră, poate să zicem că a fost mai multă transparență, dar ați văzut că atunci nici ei n-au luat în discuție abuzul în servici. Și este totuși, zic eu, un semn de întrebare, că până la urmă Curtea a decis ceva și ele trebuie puse în practică. Bun, trebuie puse în practică prin ordonanță de urgență sau prin lege în Parlament, cu dezbatere. Părerea mea că în momentul de față ar trebui toată lumea să așeze la dialog. Și după cum ați văzut aseară, chiar președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, președintele ALDE, a ieșit cu o intervenție și a fost deschis și a zis: întind o mână pentru dialog președintelui. Și cred că așa ar trebui să facă toți factorii de răspundere. Lucrurile astea, toată lumea ar trebui să așeze la masă, la un dialog, pentru că nu este normal să ajungem să divizăm țara în două, să începem să facem manifestații și contramanifestații. N-am înțeles. Bun. Eu v-am spus atunci inițial care a fost supărarea oamenilor. Faptul că a fost dată noaptea târziu, publicată imediat în Monitor Oficial, adică, nu știu, poate altele erau prioritățile în momentul acesta din partea guvernului. Nu ordonanța. Este clar, vedeți, s-au pierdut câteva zile. Bun. Lucrurile trebuie rezolvate. Au trecut pe planul 2 toate măsurile care s-au aplicat de la 1 februarie. Țara are nevoie în momentul de față de buget. El trebuie discutat, trebuie adoptat. Dar la fel de bine și la fel de adevărat că și nu trebuie să neglijăm strada. Deci strada și-a spus un punct de vedere. Printr-un dialog eu cred că lucrurile se pot rezolva și este momentul, în momentul de față eu cred că trebuie să aibă loc acest dialog, să aibă loc întâlniri pentru a rezolva problema, dar și problema bugetului este urgentă pentru că toată lumea fără buget, primarii, mai ales primarii, fără așteaptă buget, exact. Buget, știți cum e, nu putem funcționa, se uită și investitorii străini, toată lumea așteaptă să treacă bugetul și să trecem la lucru, că până la urmă țara trebuie guvernată. În 11 decembrie a fost un vot, ne place sau nu ne place, un vot legitim. Guvernul este legitim, iar el trebuie să-și facă treaba. Are depus în aplicare un program de guvernare și
Toată lumea așteaptă promisiunile din campania electorală, acea prosperitate. Este adevărat. O parte dintre măsuri ați văzut că au început să fie aplicate. Ele se regăsesc și în buget și atunci eu cred că se va ține cont și vor fi puse în practică. Am înțeles. Spuneți-ne ce se întâmplă la Alde Gorj. Erau anunțate inițial alegeri, au fost amânate. Pentru ce perioadă? Care este situația? Au fost într-adevăr niște discuții vis-a-vis de alegeri. Dar vedeți ce se întâmplă la nivel național. Ele au fost amânate pentru că nu... Și părerea mea personală, nu e cazul în momentul de față să te apuci să faci alegeri când ai asemenea probleme, plus că ți-ar putea să avem și referendum. Și atunci orice partid se gândește, măi, nu mă apuc să fac alegeri acum, trece această perioadă și cu siguranță ele trebuie făcute. Cum centrul va stabili data la când vor fi făcute. Alde Gorj este un partid de viu, este activ, e adevărat, ne organizăm în continuare. Organizați în toate localitățile sau? Da, vrem să avem organizații peste tot. Și avem de lucru, pentru că, să știți, poate să apară de multe probleme. Aceasta a fost o problemă destul de deosebită și ea trebuie rezolvată. Încă o dată revin și problema cu manifestările și cu această ordonanță trebuie rezolvată. Dar în continuare ALDE trebuie să se gândească, pentru că peste poate o anumită perioadă vor fi alegere pentru primării. Știți că la nivel de țară sunt câteva zeci de primării care, în care trebuie să desfășoare alegeri, după care urmează alegerile europarlamentare. În momentul de față, ALDE trebuie să se organizeze foarte bine. Este un partid care este de centru-dreapta, el trebuie să crească și asta este orientarea noastră în momentul de față la nivel de Gorj, să ne dezvoltăm, să avem noi membri și să fim bine organizați ca să avem și rezultate. Am înțeles. Urmează să vedem ce se va întâmpla în perioada chiar februarie-martie. Spuneam la începutul celei de-a doua părți că românii au foarte multe așteptări de la ceea ce am votat în decembrie. Așteptăm acea prosperitate, vreau să spuneți că a început deja. Da, ați văzut că au fost câteva măsuri de eliminare a taxelor, de creșterea salariului minim, de reducerea TVA-ului, pensiile la fel. Deci, eu cred că guvernul trebuie să se pună în practică că programul de guvernare. Este un guvern legitim. Ați văzut că inclusiv din ce am ascultat în media, chiar și partidele din opoziție recunosc că votul din decembrie a fost un vot legitim și nimeni nu-l poate contesta. Da, așa este. Este prea devreme să vă întreb dacă la vremea respectivă o să candidați pentru o funcție? Vicepreședinte sau... Vom vedea atunci. Până una alta avem alegeri la primăria municipiului Târgu Jiu, atunci când vor fi stabilite, alegeri la primăria comunei Drăguțești. Așa este. După ce se discută la nivel național, pentru că nu s-a discutat încă la nivel național, vedeți că ce s-a întâmplat, discuțiile nu s-au purtat încă. Vom vedea ce se va decide la nivel de centru și atunci vom pune în practică la nivel de județ. Pentru municipiul Târgu Jiu, ALDE, îl va susține pe domnul Aurel Popescu? Atâta timp cât, v-am zis, până nu se stabilește la București. Și când ar urma să se stabilească? În principiu.
eu cred că va mai dura, pentru că în momentul de față prioritar este bugetul și discuțiile vis-a-vis de această ordonanță și de, până la urmă, eu cred că nu putem să trecem. Tot ce a spus Curtea Constituțională trebuie pus în practică, în concordanță cu codul de procedură penală și codul penal. Trebuie stabilit odată, pentru că știți cum este și ați văzut, vis-a-vis de abuzul în serviciu apar tot felul de discuții. Cum vedeți dumneavoastră acest abuz în serviciu? Cum îl vedeți dumneavoastră? Părerea eu cred personală. Că el trebuie reglementat foarte bine. Pentru că și în principiu eu spun că lucrurile ar trebui reglementate foarte bine și discutate, pentru că avem specialiști în țară. Nu putem să... Am văzut astăzi o discuție a domnului Predoiu, care vine și spune că totuși n-au fost bine făcute. Păi da, dânsul a participat la realizarea codurilor penale. Înseamnă că ceva e neclar. Ele trebuie armonizate și cu ce se întâmplă la nivel internațional. Bun, noi trebuie să le facem noi, nu trebuie să așteptăm sau să ni se impună cum să le facem. Eu cred că la nivel de țară sunt specialiști și ei pot să discute, să analizeze și să pună în concordanță ce a spus Curtea și cu ce avem acum în codul de penal și codul de procedură penală. În ceea ce privește aceste proteste, domnule vicepreședinte, au apărut păreri și păreri. Sunt voci care spun că toate aceste proteste au fost o lucrătură pentru a reveni tehnocrații la guvernare. Sunt voci care au spus, mai ales la nivel național la București, că cei care au participat la proteste au fost plătiți, o parte dintre ei. Acum, cum vedeți toate aceste... Știți cum e? Discutăm pe niște, până la urmă, pe niște vorbe. Pentru că, nu știu, sau cel puțin eu n-am văzut. Să plătești că, atâția oameni ca să iese să protesteze. S-ar au protestat plătit. În Târgu Jiu, au protestat în Motru, mai puțini la noi, 200-300, dar vorbim de foarte mulți la București. Aici nu pot să fac o afirmație și cred că nimeni nu poate să spună, domnule, s-au plătit. Bine, poate s-au plătit, dar trebuie și documentat și văzut dacă s-au plătit. Eu cred că, și repet, libera exprimare câștigată după 89 ne dă dreptul de a face asemenea manifestații. România poate au simțit că trebuie legal, să-și apere țara. Într-un cadru legal și să respectăm statul de drept. Acum că... Nu știu, nu cred că... Până nu se demonstrează că așa este, eu cred că e bine să discutăm strict pe ce s-a întâmplat. E voința unor oameni care au ieșit în stradă, asta au simțit și cred că asta au simțit nu... Da, bine, poate greșesc și s-ar putea să fie totuși o influență. Dar, încă o dată repet, guvernul este legitim. Votul din 11 decembrie este legitim, este votul dat de români. Acum trebuie să respectăm statul de drept. Ce facem? Ne apucăm și împărțim țara în două, facem manifestații pro și contra. Nu cred că este normal. Țara trebuie guvernată. Țara trebuie să fie stabilă, pentru că ați văzut, când ai o problemă, deja se uită investitorii, se gândesc dacă mai vin, dacă nu mai vin. Și nu este bine. Din punctul meu de vedere, nu este bine. Trebuie după a doua zi stabilitate... de proteste, deja au venit semnale din Franța, Statele Unite ale Americii, Canada. Deci, după a doua zi de proteste, ceea ce nu e tocmai... Este adevărat, dar eu cred că toți și cei care au decizia la nivelul central trebuie să explice totuși realitatea. Nu trebuie să fim, să zic așa, pătimași numai pe o anumită parte. Lucrurile trebuie discutate și punctate corect. Ce se întâmplă în țară și eu cred că nimeni nu contestă că trebuie să punem în concordanță ce a spus Curtea Constituțională cu codurile de procedură penală și de procedură civilă. Deci trebuie să intrăm într-o normalitate. O țară nu poate fi guvernată în caos. Nu. Și până la urmă România a făcut progrese. Este păcat să
dăm, să zicem așa, un pic înapoi, pentru că nu sunt lucrurile bine stabilite. Da. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla. Vrem să fie mai bine pentru noi, pentru viitorul copiilor noștri. Toți sperăm să avem un viitor mai bun. Avem potențial. Avem o țară care are în continuare resurse, care se poate dezvolta și trăim cu speranța că vom lăsa în urma noastră pentru copiii noștri lucruri mult mai bune. E într-adevăr, v-am zis, trebuie să facem ceva, să aducem tinerii din afară să lucreze, să vină să lucreze în țară, să dezvoltăm investițiile, să ne dezvoltăm ca țară și să ne spunem punctul de vedere corect. Și nu cred că trebuie să mai ascultăm de... Suntem o țară stabilă, statul de drept este stabil în România, deci trebuie să avem și noi și sunt convins că trebuie să ne impunem cu punctul nostru de vedere. Ca țară, vorbesc la nivel internațional. România nu cred că este o țară care să nu fie luată în calcul. Da, avem potențial, așa cum spuneți dumneavoastră, avem și foarte mulți politicieni și cam duce lista de specialiști, pentru că specialiștii, din păcate, au plecat în străinătate, la noi, locuri de muncă, nu salarii mici și așa mai departe. Este adevărat. Dar, în schimb, avem o grămadă de politicieni. Avem și o grămadă de politicieni, dar eu cred că pe viitor și după acest program de guvernare care ne dă speranțe și dacă va fi și cu siguranță va fi pus în practică, lucrurile vor sta altfel și oamenii vor vedea că în România se va trăi mai bine și se vor întoarce acasă. Doamne ajută, așteptăm întâi să se miște lucrurile în județul nostru. Vă mulțumesc mult pentru prezență. Vedem ce se va întâmpla în perioada următoare în ceea ce privește infrastructura, drumurile de care ne-ați vorbit, drumurile județene, în ceea ce privește sănătatea, educația și nu numai, că mai avem și foarte multe alte probleme. Vă mulțumesc mult pentru prezență. Vă aștept la o altă ediție a emisiunii. Domnul Nicolae Muja, vicepreședintele Consiliului Județean Gorj. Vă mulțumesc și sunt convins că această echipă care este la nivelul județului Gorj va face lucruri bune pentru locuitorii județului Gorj. Aceasta a fost emisiunea Statul de Drept. Eu sunt Daniela Capșa. Vă mulțumim pentru atenție.